Vicedirectorul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie din capitală, Octavian Misic, riscă pedeapsă penală după ce Autoritatea Națională de Integritate a stabilit că nu a declarat toate veniturile în perioada 2016-2019. Inspectorii de integritate au descoperit o diferență importantă între averea dobândită și veniturile declarate. Este vorba despre o sumă totală de peste 700.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presa al Autorității Naționale de Integritate, controlul averii pe numele soților Misic a început în primăvara acestui an. Inspectorul a depistat transferuri internaționale, o locuință cu o suprafață de 120 de metri pătrați în apropierea capitalei, biletele de avion cumpărate în scop turistic, două automobile de lux, depozite bancare, dar și un apartament în orașul Iași. Printre informațiile omise în declarația de avere de către Misic sunt veniturile obținute de la companii farmaceutice, o donație de 91.000 de euro din partea părinților, dar și date eronate despre valoarea reală a două automobile de lux. Astfel, ANI a cerut Procuraturii Generale ca vicedirectorul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie să fie cercetat pentru fals în declarații și îmbogățire ilicită. Într-o reacție pe Facebook, Octavian Misic a subliniat că actul emis de Autoritatea Națională de Integritate este o denigrare și o calomnie la adresa lui, întrucât nici nu ar fi văzut documentele ANI. El mai spune că ceea ce îi se întâmplă este o lovitură asupra medicilor care luptă cu pandemia de COVID-19.